O prea sfântă născătoare de Dumnezeu, Maica îndurării și mângâierii, ceea ce întru toate ești plină de har, în această zi de luni îți înălțăm ruga noastră, pătrunși fiind de nădejde și smerenie. Ispitele lumii ne dau târcoale, iar vrășmașul ne-ar trage în mlaștinile cele chinuitoare ale întunericului. De n-ai fi tu să ne păzești, de n-ai fi tu să ne porți în viață, de n-ai fi tu să ne chemi spre cuvântul lui Hristos, de n-ai fi tu să mijlocești pentru noi și să ne acoperi cu preasfântul și mult lăudatul tău acoperământ. Preasfântă Fecioară și apărătoare a neamului omenesc, cuprinde-ne și astăzi cu harul tău și ține-ne vrednici în credință, fă-ne statornici în cele bune și drepte, treji în rugăciune, luminați în fapte și cuget, râvnitori în mântuire, mângâietori și ajutători ai aproapelui și în toate fă-ne bineplăcuți lui Hristos. Prin rugăciunea ta la Fiul tău, Maică Preasfântă, și prin marea ta îndrăzneală ce o ai spre El, învrednicește-ne să primim de la tronul slavei mare milă, iertare de păcate, îndreptare, întărire, sănătate, învrednicire în toate cele cuvincioase și drepte, pace și răspuns bun la rugăciunile noastre. Prea binecuvântată Maică, întinde-ne acum mâna ta plină de blândețe și ridică-ne din căderile noastre, mângâie-ne și cercetează-ne în nevoile și suferințele noastre, înțelepțește-ne și călăuzește-ne în încercările noastre, acoperă-ne și ne întărește în ispitele noastre. Să-ți mulțumim ție astăzi și lui Hristos pentru toate cele date nouă și ne păzește pe noi teferi zile multe într-o sănătate trupească și credință curată. Binecuvintează această zi și această săptămână pe care o începem. Binecuvintează pe toți și pe toate ale noastre. Binecuvintează-ne familia. Binecuvintează-ne casa, masa, lucrul, sporul și toate cele folositoare nouă. O Maică a bunătății și a milostivirii, lasă să se reverse asupra noastră blagoslovenia ta, ca să începem fiecare zi cu credință înnoită și cu inimi pline de dragoste spre tine, mărturisind cu fapta și cu viața noastră în fața Preasfântului și Dumnezeiescului tău Fiu. Astfel, Maica Domnului și nădejdea noastră, primește această rugăciune și trimite spre noi îmbrățișarea ta cea sfântă și fii pentru noi veghea cea pururea străjuitoare, călăuzindu-ne prin toate zilele vieții noastre spre veșnica slavă a împărăției cerurilor. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă păzească și să vă aducă liniște în sufletul și în casa voastră. Amin.